you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Al doilea episod de Outlast, am văzut că primul a sunt doar vreo 200 de vizualizări, deci nu prea bine o fi și chestia că l-am pus târziu, puneți primi voi notificarea, au mai abladat și alții și nu știu, poate ați glisat repede să treceți de notificări, în fine. Aici a rămas la trecută cu porcul nudist care vrea să ne omoare. Vedeți voi ce o să mă chinui în beciul ăla acolo, cât s-a chinuit Codrin un episod întreg în care tot ce era numai... Nu, cum țipa el acolo? E, vedem, poate noi ne-am descurcat mai bine. Nu pleci, mă. Firie, el dracu de grăsan. Bă, da, am văzut că parcă l-alții era cu... Zic, cu... 10 sloturi de baterii, nu 5 doar. Ciudat. Cât am aici filmat? Doar 3 minute. Păi că în jocul ăsta nu există și pistoale. A plecat porcul, e bine. Bun. Și acum trebuie să mergem aici. Aoleu, ce să mă chinui în beciul ăsta. Hop. Nu-i că ăsta când sare țipă și tare. Hop. Ca să fie auzit. Bă, dar n-am lăsat subtitrări? Parcă. Options, stai. Subtitles. Ah, nu era de subtitrări și probabil. Aici? Ok. Nu pot să închid ușa. Așa. Ok, și acum să văd unde mă pot ascunde. A, îți dulapuri aici. Că pe aici trebuie să vină unul, parcă. Sau de cum dă ăla în ușă. Sau nu vine. Da, a venit. Hai că rămân aici. Aștept să spargă ușa și apoi plec. O să mă chinui ceva aici. Hai mă, deschide ușa și omor mă dacă ești tare. Ăsta acum ia toate dulapurile la rând. Dar nici nu-l văd. Hai ca și se cheie muzica asta, că atunci îmi dau seama că a plecat. Ai plecat, mă? No? Bine. Bă, mi-e frică, mi-e că iar vine ăsta pe mine. Mai bag un pic aici. Opa, uite-i bâta. Nu mă găsește așa ușor. Mamă, ce o să mă chinui aici. Hai, pleacă de aici. Du-te să nu te mai văd. Jegosule.
El vine după mine. No, nici nu știu ce să fac. Dacă este de aici, vine și-mi taie gâtul. Sau mă rog, îmi dă cu bâtă după ceafă. Știi ceva? Le luăm minima din și mergem. Stai că vine. Poate nu mă vede așa după perete. Intră acolo și am plecat. Hai vino. Nu mă vezi. Nu mă vezi. Măi frumosule, măi. Hai vino coa. Ba, a văzut, băga mea și picioarele. Fugi. Fugi, Dumitru. M-am dus dracu. Șpoc. O, ce țânțar a intrat în camera cu și... Sau e musc, nici nu dau seama. Bun, am început bine, direct o bâtă după ce a fost și l-am fost. Ne, e greu aici. Și mai e și întunecat, ia, nu poți da jocul mai luminos, stați o secundă. Bla, 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 bla. Show subtitles, volume, nu? Graphics. Vedeți, am dat tot pro. Dar luminositate nu poți da mai mare. Și asta e sensibilitatea. Brightness, văd că nu pot să-l dau. Pe scurt, e ca dracu. Hop. Am 3 baterii full, hai să încerc să nu le termin. Și cred că știu cum fac. Stați să văd cum vin ușile astea, deci. Vine una așa, una așa. Hai că mă duc direct la asta. Stați să le am așa direct pregătite. Pentru când vine ăla. Și fug direct la elect, control room acolo. Deci, una aici, următoarea. Închide ușa. Dă-i și la asta. Și dulapuri. A, ne băgăm sub pat. Deci ea ne-a văzut după ușa acolo, n-a fost idee bună să mă ascund așa. Deși e întuneric și poate, poate. Hai mă, sparge ușa. Nu freacă asta așa cu degetele, zici că face degetică cuiva. Hai, hai Dumitre, așa, a, a, bun, gata, ajunge. Poc, direct în picioarele goale, ăsta zici că-i Dennis din Far Cry 3. Ăștia, ăștia doi ce mă-mi lua, hai că stinge așa lumina. Stinge lumina, ta-na-na-na-na. Nu te uita sub pat, sunt doar niște gândaci. Hai, valea de aici. Go away. Se termină foarte repede bateriile, că mă mâncă în curs să dau pe dificultatea maximă. Cred că și de asta am doar 5 sloturi de baterii. Ascunde-te, Dumitre. Ascunde-te pentru binele tău. Cred că de asta am 5 sloturi de baterii, că l-am dat eu pe hard. Trebuia să-l las pe normal și aveam 10 sloturi. Și nu mi se termină bateriile așa repede. Ăsta acum mă caută. Caută-mă, că poate mă găsești, poi marți. Stau un pic așa să ascult pașii, să văd dacă vine sau nu. Nu, nu e. Da, baterii nu mai avem. Uite aici o baterie. Hai să încarc. Ok, hai că nu mă vede. Este siguranță momentan. Momentan.
Închide ușa. M-a zis să mă mai după baterii pe aici, dacă or mai fi. Văd că nu. Poc! Ia să mai stau o secundă așa sau dacă vine ăsta. E muzică de asta dramatică, dar asta nu-i problemă. Asta e tot timpul un joc aici. Ok, nu vine. Căcat, 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 căcat. Fugi, 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 fugi. Ai, mă, m-a prins. Trebuie să dai o dificultate pe hard, pentru că de ce nu? Băi, eu fac doar chestia asta și închid, că mi-a prea mult să o fac. Bun. Cum spuneam, Outlast, de fapt n-am zis asta, dar am gândit-o mai de mult. Outlast e foarte greu. Fără dar sau poate. Sau dar și poate. Nu mai știu cum să zicea. Bun. Deschide ușa asta. Hai să nu consum toate bateriile. Deci. Una. Închidem ușa. A doua. Și sub pat. Între timp până vine ăsta mai apuc și o să spun la mesaje, pentru că toată lumea mă bombardează cu mesaje numai când filme. Zici că sunt cine știe ce persoană importantă. Și chestia e că nu mă contactează subscribe, mă contactează cunoscuții, da, din viața personală, dar numai când nu e așa. Stai că filmez Outlast. O secundă. Hai, Valea, 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 Valea. Și să nu facem gălăgie. Și fugi! Opa! Și stau un pic în dulap. Așa la adăpost. Aștept să vină ăsta încoa. Uite, am zis respectivei că filmez Outlast și mi-a zis scuze. Nu-i nimic, că eu acum stau ascuns sub pat, într-un dulap, e ok. Uitați, acum sparge ăsta ușa. Hai să închid lanterna, că, mă rog, camera. Poate deschide ăsta acum ușa și-mi dă mare bastârcă după ceafă. Eu acum arăt degetele mijlocii la ecran. Hai, pleacă, pleacă, Valea. Pleacă, mâine o să... Nu. Just another ghost. Da. După voi credeți în paranormale? Eu nu cred nici în Moș Crăciun, dar aminte în paranormal și astea. Nu știu ce fix pe Moș Crăciun am, dacă ai idee. Bun, zic că am terminat bateria, hai să o încarc și să mă duc. Merg așa pe crouch că... Să nu fac zgomot. Și aici degeaba am venit. Căcat!
Ne, nu trebuia să vin aici. Fuck, 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 fuck. Hai, manevre evazive. Fugi, 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 fugi. Hai, mă. Run, bitch, run. Run, run, run. Aaa, nu pești, trebuia să mă duc, băga mea și picioarele. Căcat. Ah! Iar m-am dus, dracu. Bă, dar chestia e că în jocul ăsta ești panicat și nu poți să fii. Bine că eu sunt genul ăla care să încep să... A, deci m-a dat de unde am dat drumul la curent, ok. Stai, mă, păi și eu pe unde plecam, pe aici? A! Măcar s-a pornit curentul. Ok, dăm cu actele astea. Bă, măcar m-a dat de aici, că... Mie chiar venea să-mi bag de tot picioarele. Stai, mă, unde... Dar că nu dau seama unde sunt. Stai, mă, pe aici am venit. Ușa e închisă. Dar nu, pe aici am venit. Uite, mă, crăpătura. Ok, curge apă de sus de acolo. Hai că am reușit să fac porcăria aia. Bă, m-am cam chinuit un pic. N-am ce zice. Și acum încotro. Tot aici? Tot aici. Nu aici. Da, bă, hai că din nou îl găsim pe ăsta din WC-ul. Dați-l pe ăsta cum zace în WC-ul acolo. Copii, așa o să pățiți dacă vă masturbați de la vârste mici. O, dar cine o fi ăștia pe pereți? Bă, că numai unul are geamul spart. Sticla, mă rog. Mai găsit baterii? Te trezești cu apărea bateria aia la loc. Da, nu mai. Ce colcă e muștele pe ăștia. Bă, e bine că m-a dat așa și n-a trebuit să iau de la capăt, că altfel era ca dracu. Bun, hai da înapoi la calculator aici. Poc. Saving. Și ce se întâmplă? Oh, nu. Pornohaci. Ah, 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 m-a injectat cu Viagra. Ah. Și cu o siringă ruginită, perfect. Bă, dar ce dizgălbenere ăsta și urând mai e. Și aici a venit armata, văd. Și, opa! Ia, jonglează cu ăștia, atât ce-l târăște. Opa! Bă, mă mir că am să fac partea aia. Să vedem cât o să mă chinui cu frații aia în curul gol. Gemenii aia sau ce sunt. O să apară și aia. Mi se pare că fix ăștia urmează. Bă, jocul e greu, n-am ce zice. L-am dat și pe hard, dar îți face o plăcere să-l joci. O grămadă de cruci pe pereți. Dar viața e frumoasă, nu? Așa, ia camera. Încă mai avem de ce bine. Ia, pot să mă ascund sub pat? Ok. A venit tipul să-mi deschidă ușa. Ok. De aici o să continuăm data viitoare, pentru că cred că ajunge momentan. Mie că iar fac videoclipuri logic ca la Call of Duty, dar asta e altă parte. În fine, vă încheiem aici. Ne auzim la un nou videoclip. Ciao, les!